Qatar e o dictatură teocratică la fel de crudă ca aceea din Iran, doar că nu atât de vizibilă. Fotbaliștii iranieni care nu sunt pe linie cu regimul ucigaș au probleme în a fi convocați la echipa națională. Qatarul, în schimb, grație FIFA, e gazda Cupei Mondiale. Cum? Pe bani grei. Emirul și șeicii din Qatar au cointeresat membrii FIFA, atât pe persoană fizică, cât și la nivel de țară, ca să se facă uitate încălcările grave ale drepturilor omului, asuprirea femeilor și homosexualilor, tratarea ca sclavi a numărului uriaș de muncitori străini. Stadioanele nou construite pentru campionatul mondial au la temelie, asemenea casei poporului din România, morți și mutilați fără număr. Cred că Putin ar putea opri războiul împotriva Ucrainei cu o pace care să-i asigure câștiguri teritoriale și ridicarea sancțiunilor occidentale dacă ar angaja FIFA să negocieze pentru el cu vestul. Președintele Zelenski a făcut o greșeală de natură mai degrabă jurnalistică. În ideea cu izb bolșevic am mai dat o lovitură imperialismului, n-are importanță cum, s-a aruncat să declare pe loc că incidentul cu rachete din Polonia este o escaladare semnificativă a conflictului de către Rusia. Nu a așteptat analiza NATO, nici a țării lovite, Polonia. Nu a verificat nici măcar cu responsabilii militari ucraineni. S-a jucat cu focul, un foc imens, antrenarea directă a NATO în război, întrucât asta crede că ar fi de folos Ucrainei. Este primul gest respingător pe care îl văd la conducătorul ucrainean după nu puține forțări de notă chiar față de Occident. Și nu pot să nu mă întreb, oare cum s-ar comporta domnul Zelenski în pacea de după război? Și Klaus Iohannis s-a repezit să promulge legile justiției fără să mai aștepte avizul Comisiei de la Veneția. Când ministrul Mătreață Toader, împreună cu PS Dragnea, se foloseau de CCR ca să facă legile pe cheremul lor, avizul Comisiei de la Veneția era important. Acum, lui Iohannis îi convine respingerea de către CCR a contestaților la susăzisele legi, prin urmare, îi se îndoaie de Comisia de la Veneția. Nu se gândește că astfel creează un precedent la cel mai înalt nivel pentru o situație în care CCR va mai lua o decizie scandaloasă, dând patriotic cu tifla Comisiei. De fapt, se gândește la ceva, domnul Iohannis? După părerea mea, nu se gândește la nimic. Cu toate că asta e o performanță mentală greu de realizat. Când s-a opus tăvălugului ceaușist al PSD, n-a făcut-o din convingeri ferme în ce privește democrația și statul de drept, ci pentru că nu avea altă opțiune ca să reziste în scaunul de la Cotroceni. Acum, stând relaxat pe același scaun, binecuvântează cârdășia de guvernare PSD-NL, cârdășie pe care a fost la un pas să o călărească în 2009 ca prim-ministru. Quasi omul Iohannis nu i-a atins de niciun principiu, de nicio frământare care să-i dea insomnii, de nicio întrebare. Ba nu, o întrebare mi-amintesc că și-a pus singur, pe un ton oare și cum regesc, la sfârșitul unei întâlniri cu subsemnatul, înainte de a ajunge președinte. Oare e pregătită România pentru mine?